Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E un opossum. Opossum este un marsupial, de fapt. Mic, mie îmi plac toate animalele. Păi, animal și mișcă? Da, domnule, este foarte periculos. Are o față, are o moacă, nu pot să spui care. Are o moacă simpatică. Este, sigur, arată ca un șoricel cât o pisică. E mai mare așa, are nasul roz. Deci e șobolan. Păi, nu e un șobolan. E un șobolan de Guinea? Nu, nu, nu. Nu, ăla e blănos? De Guinea. Are blăniță, da. Într-o vreme... Deci e periculos. Are dinți? Are dințișori. Dacă are dințișori, să ne urcăm pe pat, deci, zică... Opossum, și când se sperie sau se simte în pericol, face pe mortul, știi? Mi se pare cea mai stupidă tehnică posibilă. Adică, el își dă seama că stragul nu poate fugi prea repede. A auzit legenda cu ursul. Da, vine prădătorul, ce faci tu? Păi, nu pot să... Ai, mă fac mort. Adică să fii mâncat mai ușor sau care-i treaba? Bun, deci un opossum... Poate se face scârbă dacă e mort. A ținut o femeie, o doamnă din Noua Zeelandă, o statică în propria ei casă. A sunat duminică seară la poliție. A spus că un opossum o ține o statică. Deci ce se întâmpla? Cum ieșea din casă și încerca să ajungă la mașină, opossumul, zice ea, o ataca și trebuia să se refugieze înapoi în locuință. Și când au venit polițiștii, au constatat că, de fapt, opossumul era un opossum mic, tip pui, puțin mai mărișor, așa, probabil. Căuta afecțiune. Da, el era lipsit de afecțiune, bietul de el, o căuta pe mămica. Și cum o vedea pe doamna că ieșea, zice, ia uite, și mămica, sigur, e cam schiloadă, merge în două picioare, loc de patru, n-are niciun pic de blană pe ea, decât i-a mai rămas puțin în cap. Asta e fiecare cu mămica lui, ce să-i faci, mămica mea. Și se urca pe piciorul ei și asta se speria să băga în casă. Dar reacția, mai ales a doamnelor, îmi pare rău, nu vreau să sune sexist, am văzut și domni care se sperie de animale, dar doamnele... Am o prietenă, recent a găsit la noi, în mediul rural, acolo unde... La țară. Da, v-am zis că în dimineața asta m-a trezit o bufniță, am încercat să o emit. Mă rog, bufniță, crezi tu că era... Cineva zice că la cum a imitat-o, poate era curcan. Asta, deci și la cum am imitat eu, cineva a zis că e un curcan sălbatic care a aterizat cumva la mine pe balcon. Nu, era, cred, o bufniță, un huhureț, ceva. E, prietena a găsit un șoricel prin casă, cum ar veni. Și era să se mute. Ne-a cerut să îl împrumut pe Poche, Poche fiind pisoiul. Bine, meu. Poche, cred că era tovarăș acum, dacă... Da, Poche era cu el pe burtă, împărțeau mâncarea. A pus capcane, de șoricelul ăla era atât de mic, mi l-a descris, era de ăsta, tip degetar, știi? Și n-a găsit capcane atât de mici? A găsit niște capcane, dar capcanele astea, acum șoricelul fiind atât de ușor, probabil, n-avea nici forță să tragă prea mult de cașcavalul ăla și că a mâncat cașcavalul. Dar nu se declanșau... De jur împrejur, dar nu s-a declanșat nimic. Eu mi-aduc aminte că eram mic, nu știu, în clasele primare și am fost cu bunica mea, la Iași se întâmpla chestia asta, am fost cu bunica mea să mă tund. Și m-am așezat pe scaunul de frizer. Și la un dat, una din doamnele frizerițe de acolo a început să țipe. Bă, dar țipa era ceva, zici că a tăiat-o. Și... În timp ce țipa, striga, șoarecele, e un șoricel, e un șoricel, e un șoricel. Băi, toți, tot personalul, bărbați, femei care erau acolo, s-au urcat pe ceva. Nu cred! Fie pe scaune, pe chiuvetă, pe masă, pe orice. Singura care a rămas în picioare a fost bunica mea, femeie de la țară, dar, ca să înțelegi situația, ea era micuță de statură, avea la vreo 1,60 m. Deci toată lumea, toți bărbații, toți erau pe sus și ea zice, aveți o mătură? A, și l-a vânat cu mătura pe seara. Și l-a rezolvat cu mătura. L-a dat afară, nu a pățit nimic, l-a împins afară. Prima mea întâlnire cu șoricel a fost cu un șoricel când eram în clasa 6-a, într-o tabără la Balvanioș. O mizerie de tabără, să nu mă rog. Ce și în camera respectivă din cabana, care cred că era o magazie de vaci, pe care ăia ne-o dădeau nouă școlarilor ca tabără, am auzit un șoricel într-o noapte. Și am vrut să mă împrietenesc cu el, era super timid, îi dădeam cotor de măr, pentru că pe vremea aia mâncarea era cam puțină și o mâncam eu pe toată, mai ales că eram adolescent și înfometat în permanență. Dar am fost bun prieten o săptămână, șoricelul respectiv. N-a prea apreciat cotorul de măr, dar cred că a apreciat că nu l-am vânat cu nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.